Salutare, George, sunt de la PC in IT și astăzi vom schimba o placă de Wi-Fi sau cel puțin o vom schimba, dar o să vă arăt cum se poate schimba. În caz că nu mai merge, pur și simplu, nu știu, dat un rateu, o eroare, s-a bulit placa, nu se schimbați laptopul, pur și simplu schimbați plăcuța asta de Wi-Fi, e destul de mică, o să vă dați seama foarte ușor care este, seamănă exact cu portul și de la un SSD M2, arată la fel, e cam la fel de mic. E mult, mult mai îngust decât un M2. Ca și lungime, plăcuța asta e Wi-Fi. Întotdeauna să vă uitați că au și ăștia doi pini, sau cabluri, mă rog, trase, de alimentare pentru plăcuța de Wi-Fi și trebuie puși la fel. A plus la plus și minus la minus. Sau 1 la 1, 2 la 2, depinde cum sunt notate. Trebuie să vă uitați la laptopul vostru. Pur și simplu se pune în socket și se strânge șurubul la loc. Mulțumesc mult pentru vizionare și abonați-vă la canalul meu pentru mai multe tutoriale de genul.